Bun găsit, domnule Grozavu. Bună seara. Există explicații după un astfel de eșec? Greu, greu de dat explicații. Rușinos, un rezultat regilor rușinos. Ne-am prezentat lamentabil. Dar face parte din fotbal. Va trebui să fim puternici, tari, să încercăm să ridicăm capul sus și să facem mai mult pe viitor. Pentru că astăzi, de la primul până la ultimul, începând cu mine, toți am fost de râs. Mai putea face ceva un antrenor la 2-0 pentru gazde, ținând cumva două goluri vi le-ați dat singuri? Da, bă, e specific nouă. Specific nouă, cadouri. Când adversarul nu ajunge la poartă, ne băgăm mingea în poartă. Exact, începuseți foarte bine. După aia, ca să facem lucrurile să fie clare, mai făcut și penalti. Asta e fotbal, nu avem ce face. Mergem înainte, v-am spus. Va trebui să încercăm să ne revenim foarte repede, pentru că altfel campionatul va fi dificil pentru noi. Da. Am încredere că lucrurile se vor schimba. I-ați simțit apăsați pe Ilie și Marta că după prima repriză de am vrut să-i protejez. Am vrut să-i protejez cu... Pentru că, clar, toate execuțiile din prima repriză arătau că avem așa o lipsă de încredere, că ne tremură picioarele și n-am vrut să... Da, și cei care au intrat la pauză trebuia să fac 10 schimbări. Toți cei din teren trebuiau schimbați. Asta e. Cum se văd, îl întrebam și pe Ilie, cum se văd lucrurile la cal după un astfel de eșec în perspectiva campionatului, care într-adevăr abia începe partea aceasta? După un astfel de eșec lucrurile se văd rău, dar în același timp fotbalul a arătat. Au fost cluburi mari care au pierdut cu asemenea scoruri, dar important e să știi să te ridici după un asemenea joc. Ești la pământ, acum va trebui să ne ridicăm. Ne-a făcut rău, mult rău și știam lucrul ăsta pentru că le-am atras atenția băieților după acel meci amical în care, sigur, stând împreună și discutând, le-am spus că nu trebuie să ne culcăm pe ureche pentru că e doar un joc de pregătire. Asta a fost, v-am spus, e greu de explicat ce s-a întâmplat în această seară, multă teamă, frică de a juca, interpretarea fazelor greșit. Am făcut două cadouri, după care clar că am picat și mental, mulți dintre jucători. Cam asta e, nu vor, sunt explicații multe. Vor exista schimbări majore, poate în meciul viitor? Ce fel de schimbări? Nu. Schimbări la ce vă referiți? La primul 11. În primul 11 ăștia sunt jucătorii, că acum cam lista care o ai la dispoziție, pe ce pui pe bancă, avem cei doi jucători accidentați care, da, nu știu dacă îi vom putea folosi la meciul următor, mai mult ca sigur că nu, în rest n-ar putea să apară altcineva, numai dacă nu vine vreun mesia pe parcurs. În rest, de unde să... Există... Nu, ăștia sunt jucătorii care și în turul de campionat au dus greu, au făcut puncte, au făcut meciuri bune. Astăzi am fost lamentabil, v-am spus. N-are rost să ne ascundem. Mai există șanse să plece Silvio Lung Junior? Pentru că, într-adevăr, au fost discuții pe care conducerea cumva le-a lămurit. Discuții au fost, nu, discuții au fost, da. V-am spus. E destul de dificil să, în timpul campionatului, să mai întâmple ceva. Orice jucător sub contract trebuie să... știu eu, poate să pleca de la o echipă dacă clubul e de acord. Iar clubul, dacă n-a primit nicio ofertă concretă de la... Da, bine, acum se pare că se va rezolva situația cu Moldovan, sau așa se pare. Nu știu, apoi, probabil... chiar n-aș putea să vă vorbesc, okay, pentru că nu e treaba mea. Nu e treaba mea, e treaba conducerii. Da, vreau doar să-l muri. Nu, din punctul meu de vedere, v-am spus, Silviu Lug e jucătorul nostru și cred că va rămâne până la vară la noi. După aia se va vedea. Mulțumim tare. Multă plăcere, seară bună.